Salutare și bine m-am găsit la un nou episod de Brawl Stars pe acest canal. Dar astăzi suntem pe contul nostru secundar. Și v-am spus în episodul anterior că o să filmez și pe contul secundar. Și astăzi asta voi face. Astăzi o să pușăm spre 800 de trofee. Imediat să facem pic. Da. M-am întors. S-a întâmplat ceva. Haideți să dăm. Astăzi încerc să obțin 800 trofei. Până nu o să obțin 800 trofei, nu o să opresc clipul. După cum ați văzut, n-am chiar atât de mulți brawleri. Wow, ce troll am dat. Mi-a furat power-ul. Nu știu ce am ajutat pe aia. Ce joci cu focul? Ea nu știe că poți să o omor. Și chiar dacă dai o lovitură sau... Fuck! Da, eu n-am avut 3 lovituri. Da, oricum, mi-a dat plus 4 trofee. Și rang 7 la mine. Bun. They play again. Marș. Pleacă. Mi se mișcă foarte lag. Da, o să pierd. Este. N-am pierdut. Este. E cineva pe acolo? Nu, Marș. Crezi că nu știu. Fuck! Nu! Dar nu știu de ce mi se mișcă în lag. Da. Ia să vedem. Dacă stau de pe fundal, fratele meu, îmi cer scuze. E mic și n-am ce să-i fac. Dacă îi spun ceva, se ia de mine. Și cred că o să aveți și voi frate mic. Și nu cred că e bine să îl înfurii. Am pățit-o pe pielea mea. Nu! Cum? Dar cum? Păcat. Na, vedeți, nu sunt chiar așa de pro la acest joc. Dar este adevărat că nu mai este chiar așa de popular Brawl Stars-ul. Cel puțin așa am auzit pe YouTube. Și...
Eu nu cred că e adevărat, pentru că am văzut foarte multe clipuri cu youtuberi care se joacă Brawl Stars. Și da, o să mor. De ce trebuie mereu să pierd pe clipuri? Dar numai pe clipuri pierd. Dar nu știu eu ce. Dar nu știu cine mi-a dat în episodul întâi care am greșit că am scris 4, trebuia să scriu 3, dar în fine. Mi-a spus că suntem prieteni. Da, stați să vă explic de ce mi-a scris asta. Deoarece pe Brawl Stars am jucat o chemare pe contul mare și eu sunt bun prieten cu el, v-am spus, am filmat și episodul cu el. Acele care filmam cu el nu mi-am dat seama că nu se aude. Nici eu, nici el. Deoarece microfonul se ducea la el. Nu putea să fie în două părți și trebuia să-l sun pe Discord. Dar nu mi-am dat seama. Mi-a scris așa deoarece, cum am zis, eram prieten bun cu el. Dar am dat să ne jucăm multiplayer, dar m-a blocat. Și s-a jucat cu alt prieten de-al meu, un vecin de-al lui. Și a jucat cu el și mi-a dat două note disturb amândoi. Și a scris pe chatul clubului: niciodată nu trebuie să ai încredere în prieteni. Și de aceea a scris în comentarii aia. Bă, Da. frate, nu cred. Bă, nu Oh. Wow. Dacă o bat. Ah, fuck. Am avut un pic și o băteam. Puțin dacă mai avem. Puțină viață. O, rang nou pe Poco. Scrieți în comentarii dacă vreți să strâng boxuri ca să fac dacă vreți să facem un box opening. Bun, cât avem? 9 minute. Se pare că mi-a reușit push-ul care l-am dat spre 800 trofee. Vom face un episod, alt episod, în care vom filma. Și știu că v-am zis la începutul episodului că o să filmăm până fac 800 trofee, dar am o problemă. Voi filma, voi pune mâine un clip, mâine îl voi pune, dar îl voi filma mai târziu, când voi termina problema. Și la revedere. Să atunci un pic să facem 10 minute fix. A făcut și el la mutare asta.